Săruna, vă mulțumesc foarte mult. A devenit, cred, chiar o tradiție să avem acest proiect comun și Liceul Dorința se expună în diferiți ani expoziții ale elevilor și acum iată și expoziția profesorilor, a maestrilor. E o încântare și o bucurie pentru noi să vă avem oaspeți, un public atât de viu și numeros. E întotdeauna important pentru muzeu și vă primim cu brațele deschise, așa cum am făcut-o întotdeauna. Cu doamna Lidia Stare și am făcut un tur de orizont asupra lucrărilor, unele sunt de-a dreptul minunate și ne bucurăm că vă găzduim și că vor putea fi în continuare vizionate, ca de altfel și frumoasele icoane din sala Acvariu, lucrări ale elevilor din diferitele cicluri ale liceului Tonița. Absolut exemplare și minunate și ele de văzut. Vă mulțumim pentru prezența tuturor, urăm succes în continuare și de asemenea succes la această vârstă impresionantă a liceului Tonița, care are atât de multe valori culturii românești, țării. Toate cele bune, vă urăm succes în continuare!